Adam cu plângere a strigat, vai mie, că șarpele și femeia de la dumnezeiasca îndrăznire m-au izgonit și din desfătarea raiului mâncarea din pom în străinat. Pot răbda cara cel ce era modinioară, împăratul tuturor făpturilor lui Dumnezeu celor pământești. Acum rob m-am făcut dintr-o sfătuire fără de lege. Și cel ce era mare când cu slava nemurit, îmbrăcat cu piele de om muritor, cu jale sunt înfășurat. Vai mie, ce plângere îmi voi lua ajutor, ci tu, iubitorule de oameni, cel ce din pământ m-ai făcut cu milostivirea îmbrăcând din robia vrăjmașului, iarăși mă cheamă și mă mântuiește. Călătoria virtuții s-a deschis, cei ce voiți să vă nevoiți, intrați încingându-vă cu nevoința cea bună apostului, că cei ce se nevoiesc după lege, după dreptate, se și încununează și toată într-ar marea crucii, să ne luptăm împotriva vrăjmașului,
ca un zid nestricat, ținând credința și ca o platoșă rugăciunea și ca un coif milostenia. În loc de sabie postul care le taie toată răutatea de la inimă, cel ce face acestea va primi cununa cea adevărată de la Împăratul tuturor Hristos în ziua judecății.